Desigur, când a rămas fără gaz și lumină, cine ne-au ajutat primii? Nu românii? Sau și multe altele. Multe. Noi știm că, practic, guvernul României sau România, în general, e, hai să spunem așa, purtător de cuvânt a Republicii Moldova, inclusiv în Parlamentul European și în, chiar și în NATO. Deci, cum am spus mai înainte, deși e o umbrelă pentru Republica Moldova, adică eu sper să nu fie nevoie de mai mult decât o umbrelă. Deci sper din tot sufletul să nu fie nevoie, dar sunt convins că în cazul în care va fi nevoie, cel puțin, nu știu, România se va implica. Eu, din nou, repet, sper să nu fie nevoie din punct de vedere militar să implice România, dar eu cred că România nu o să ne lasă la greu. Ne-a mijlocit, România ne ajută și ne susține cu proiectele acestea de energie verde, regenerabilă, care noi, fiind o țară mică la momentul actual, suntem încă în curs de dezvoltare, avem multe de învățat, dar cu pași mici, dar ferm mergem înainte și eu cred că exemplul României este pentru noi un început foarte și foarte bun, care ne-ar ajuta, ne-ar susține, ne-a mijlocit că suntem frați, suntem aproape și trebuie să ne ținem aproape, așa cum am menționat și mai devreme, și asta ne-ar ajuta foarte mult și este un exemplu aproape, pentru că suntem frați, suntem aici alături, nu ar trebui să ne dezbine nicio vamă, niciun hotar, absolut deloc. E un convingător și e un ajutor pentru Republica Moldova. Noi, fără România, Republica Moldova, suntem o lecuță în jos. Cu România noi să ajungem mai departe și cu mult mai departe. Concret în cifre nu știu, dar știu că dacă n-ar fi ajutor României în știință, studenții noștri acolo învață, au cămini, au material, asta în primul rând pedagogic, mult ajută, construcții, s-au construit școli, s-au reparat grădinițe, autocare, deci în cultură știință vără multe lucruri. De aceea că este limba noastră, limba noastră cea de toate zilele și noi trebuie să o iubim și să ne o păstrăm și în limba ta de la vatra mamă ți este, eu cred că, mai ușor să înveți decât într-o limbă străină, dar n-ar fi rău să cunoaștem și alte limbi.